Ford România va chema în serviciu aproximativ 500 de mașini pentru posibile defecțiuni ale motorului. Conform producătorului, acestea ar putea duce la izbucnirea unui incendiu sub capotă. Este vorba despre diferite modele, printre care Fiesta ST, Kuga, Focus, C-Max și Transit Connect, echipate cu motor 1.6 EcoBoost. La vehiculele afectate, supraîncălzirea localizată a chiulasei motorului poate fi cauza fisurării acesteia, provocând o scurgere de ulei sub presiune, care poate duce la incendii în compartimentul motorului, se arată în notificarea trimisă de Ford către ANPC. Mașinile ce vor fi chemate în serviciu vor avea parte de o actualizare a software-ului computerului central, pentru ca șoferul să beneficieze de avertizări sonore și vizuale când nivelul lichidului scade sub limita necesară.